ce ai furat bijuteriile? Ce ai făcut cu ele? Știi că sunteți voi niște jurnaliști de brăzucie maximă și mințiți în nerușinare. De ce ai fugit? Oamenii legii au dat de urma bărbatului care a furat două lanțuri de aur dintr-o bijuterie din Timișoara. Tâlharul a fost încolțit de polițiști în Craiova. Bărbatul de 48 de ani este din județul Sălaj și a fost adus la audieri la Timișoara. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, în colaborare cu polițiștii Direcției Operațiuni Speciale, au depistat în Craiova un bărbat în vârstă de 48 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, ce a avut loc în data de 20 februarie 2024 la magazinul de bijuterii de pe strada Corolian Bredicianu din Timișoara. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, urmând a fi dispuse măsuri legale în baza probatoriului administrat, transmit reprezentanții IPJ Timiș. În urma audierilor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind dus în arestul IPJ Timiș.